Eleva Simon Jujana de la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin a participat la concursul național Mesajul meu antidrog, ajuns în prezent la ediția a 13-a. Ea s-a înscris la secțiunea Arte Vizuale Gimnaziu, cu o imagine complexă și plină de sens, un portret care a poziționat-o pe primul loc. Am luat premiul întâi la concursul Cum să-ți colorezi viața fără droguri. La ce secțiune ai participat? La secțiunea Arte Vizuale Gimnaziu. Am desenat un portret. Prima, adică o parte, simbolizează bunătatea, iar cealaltă parte răul și acele oameni care consumă droguri, alcool și nu sunt fericiți. Văd și pe televizor că mulți tineri consumă droguri și alcool și nu e un lucru bun. În data de 22 iunie 2016, la sediul Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș, a avut loc festivitatea de premiere pentru faza județeană a competiției. Tema de anul acesta a concursului Mesajul meu antidrog a fost Colorează-ți viața altfel, fără droguri. Secțiunile acestei ediții la care elevii au transmis lucrări au fost eseu literar, arte vizuale și film de scurt metraj. Profesorul meu pregătitor, Ciupan Eduard, a auzit de la cineva că o să fie un concurs și anul trecut am participat la concursul acesta și atunci am fost câștigător și atunci și acum am desenat. Concursul reprezintă un proiect sustenabil de tradiție al Agenției Naționale Antidrog și un exemplu de bune practici în domeniul cooperării cu instituțiile reprezentative din mediul școlar. Dorința a fost ca și în acest an să se dea continuitate acestui demers preventiv, care își propune a conferi adolescenților încadrați într-o formă de învățământ o alternativă la consumul de droguri. În județul Mureș, concursul a fost implementat de către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților Târgu Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Lucrările declarate câștigătoare participă în acest moment la jurizarea națională, iar câștigătorii acesteia vor fi premiați de Agenția Națională Antidrog.